Concursul desfășurat la Lâmnicu Vâlcea are ca obiectiv atragerea iubitorilor tenisului de masă, simpli pasionați sau foști sportivi de performanță care doresc să-l practice în mod organizat, la nivel local sau național. Totodată creează posibilitatea unor întâlniri ale celor mai buni participanți amatori cu jucători legitimați de nivel apropiat. Competiția este organizată de Amatur România prin coordonatorii naționali, la Lâmnicu Vâlcea fiind responsabili domnii Lupșa Bogdan și Toma Florin, doi pasionați de tenis de masă care și în anii trecuți s-au ocupat de coordonarea locală. Turneul de la Râmnicu Vâlcea este la a treia ediție anul acesta, ce se desfășoară aici în sala sporturilor. Face parte din turneele naționale ale amatorului, care sunt împărțite pe trei categorii valorice, turneul B, turneul A și turneul A+. La ora actuală sunt patru categorii începători, avansați, open și elite. Acum de dimineață joacă începătorii și avansații, sunt 96 de participanți pe 16 mese, iar după amiază de la ora 2 vor juca Open-ul și elitele. Se vor premia primele 4 locuri la fiecare categorie, diplome, medalii, cupe, felicitări, puncte în clasament, pentru că există și un clasament cu cei 4.000 de jucători, și așteptăm la următorul turneu. Fiecare weekend, deci în fiecare sâmbătă, se desfășoară turnee în toată țara, în 3-4 localități. La ora actuală este la Râmnicu Vâlcea, sunt la Dej și la Focșani. Săptămâna viitoare o să fie în alte localități. Este un calendar și există posibilitatea ca cei care vor accesează www.tenisdemasa.ro și acolo văd toate informațiile. O dată pe an există un turneu final, anul acesta va fi la Odorheiu Secuiesc, se va desfășura în două săli, pe 40 de mese, la care vor fi, bineînțeles, invitați cei mai buni jucători. Deci nu vor participa toți 4.000, ci cei mai buni. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea a premiat la final sportivii clasați pe primele trei locuri ale podiumului.